dau mesaj, fug la pont, număr banii, iau ștoa, ajung acasă, cântăresc, mă pun pe treabă, fest, panicat de vilaje, da, tă nu mă opresc. Doamne, dă-mi putere, că de gardă mă feresc. Tă timpul stau de șase ca să fiu 100%. Vine să mă sare, știi că își așa când burtă, fac bani. În 2021-2022 se pare că trendul cu tier list și-a atins picul la noi în țară. Pentru că publicul din România vrea să audă părerea creatorilor de conținut despre alți creatori de conținut, iar youtuberii, în cele mai multe cazuri, sunt curioși unde au fost situați în topul altora. Dar pe lângă asta, clipurile de genul tier list reprezintă și un template mișto de a face conținut. Deci care e faza cu tier listurile și de ce s-au iscat unele discuții între creatori de conținut, mici certuri arătându-și nemulțumirea față de situarea lor în topul altora. Pentru că știți și voi că în seria asta aflați care e faza despre anumite mimuri, trenduri și personaje de pe internet. Voi ce puteți face este să mai băgați propuneri în comentarii. Și ca small reminder, nu uitați să dați subscribe la canal pentru că unii dintre voi nu sunteți abonați. În primul rând trebuie să stabilim un lucru foarte important. Cei care au făcut trendul ăsta se împart în două tabere. Cei care au făcut tier list YouTube România, un clasament al creatorilor de conținut după criteriile lor, și cei care au făcut tier listuri, adică liste cu cauciucuri sau nu știu ce au vrut să zică ei acolo, pentru că tier list în engleză înseamnă anvelopă. Nu sunt eu bun la engleză, dar mi s-a părut amuzantă diferența asta, că unii pronunțau corect tier. Este un tier list. Este un tier list cu YouTuberi români. Și alții pronunțau anvelopă. Facem aici mare tier list cu YouTuberi. Am făcut tier list despre mine. Acest videoclip cu tier list vreau... E atât de molipsitor încât și eu m-am trezit spunând tier list. Nu vă imaginați că sunt eu mai deștept. Dar un tovarăș din Anglia, salut George, aproape mi-a dat o palmă peste față prin telefon că am pronunțat tier list. We should never see your list. Deci să știm sigur de acum încolo că e tier list. Genul ăsta de clipuri cu tier list pare că a reînviat acum 3-4 săptămâni. Primele clipuri care au ieșit în evidență au fost cele de la Ice Island și de la The Real Red, dar adevăratul clip care a făcut diferența și a adus trendul ăsta mai departe a fost videoclipul făcut de I Hate Pink. Hei bine, omul ăsta a ajuns la un punct în viață în care nu-i mai pasă, e sincer și atât. Nu mai stă să menajeze pe nimeni și preferă să spună exact ce gândește. Chiar dacă nu le respecti, sunt părerile lui. Unul din take-urile controversate, I Hate Pink spune despre lectură și Bercea că sunt cringe și slabi, așa că îi încadrează în tier list în coloana respectivă. Am cunoscut, am fost prieteni, dar trebuie să-l iau și pe el și pe Bercea să-l pun la slab și cringe. Aoleo, cum adică? Bro. Argumentează! Și de aici a început războiul. I Hate Pink, cel mai cringe youtuber de pe platformă, că ne-a făcut cringe, o să facem și noi cringe pe el, că așa e frumos și normal. Sigur că... De aici lectură i-a răspuns în comentarii și fanilor au început să aleagă tabere. Cine are dreptate, cine nu are dreptate, dar nu a durat mult pentru că cei doi au vorbit și au făcut chiar și un clip împreună în care I Hate Pink își explică afirmațiile. Deci totul s-a terminat cu bine. Bă, inițial, deci haideți să vă explicăm cum a stat treaba. Am fost un pic cam rău când i-am făcut, să zicem, un mic review și l-am pus pe Andy undeva în acel tier list. Am exagerat și nu știam să mă explic, să mă exprim exact și eu am zis de editare când de fapt ziceam de cut-uri, dar acum Andy face. De acolo multe alte canale au făcut tier list cu youtuberi români. O altă persoană care a făcut un tier list controversat a fost Cătălin Talent, care nu prea a înțeles conceptul de tier list. Omul nostru nu și-a făcut clasamentul în funcție de calitatea conținutului sau de notorietatea vloggerilor. Pentru el a contat un singur criteriu. L-ai băgat în meme-uri sau l-ai menționat în vreun clip, ești legendă. A, legendă? Pentru că m-a postat de fiecare dată și... Nu l-ai băgat în seamă, păi o să-și bage carasul în tine și în familia ta fără să ai nicio vină. Și asta nu mi s-a părut deloc ok. Chiar și el a recunoscut asta. Ăsta este interesul meu. Cine mă postează are respectul meu. Cine mă distribuie peste tot și mă ajută... Da, numai că ai ratat întregul concept de tier list. Sau nu, îl punem la retard. Hai să-l punem la retard, că ăsta chiar e retard. Pișatul ăsta... Dacă voi v-ați duce la ratatul ăsta și îți spuneți, îl cunoști pe Cătălin Talent? Pe care mă, pe ratatul ăla? Eu de ce morții voștri aș vrea ca să-l pun sus la legendă? Mamă, Cătăline, serios? Ce-s cu criteriile astea? Nimeni nu e obligat să te bage în clipuri sau să știe cine ești, nici tu, nici eu și nimeni n-ar trebui să aibă dorința asta grandomaniacă de a fi cunoscut și de a primi atenție în halul ăsta. Și nici Codrin și nici alți creatori de conținut nu meritau toate înjurăturile spuse de Cătălin Talent acolo. Ăla nu a fost un tier list, a fost un cine nu mi-acordă atenție e căcat pișat. Și sper că nimeni nu a luat clipul ăla în serios. Mă gândeam să fac și eu un tier list, să-mi spuneți dacă vreți să vedeți asta la mine pe canal, dacă nu, să-mi scrieți despre ce mai vreți să aflați, care faza. În rest, like, share pe story și am plecat sau am zburat.